Mama, ce scrii tu acolo? Aici ce scriu? Bogdaniel, eu astăzi toată ziua nu voi fi acasă. Și fac o listă pentru tati, ce are el de făcut. Voi, tu și Anabela trebuie să aveți grijă ca el să facă tot ce este scris în lista aceasta. Tati, eu am plecat. Lista este pe masă, să faci tot ce este scris în listă. Da, nicio problemă. Ce greu acolo? Acuș. Da, și uitasem. Cindy este la noi, să ai grijă de Cindy astăzi. A rămas la noi. Da, pa, pa, tati. Da, jocul ăsta. Ia să văd eu ce am în lista aia de făcut. Așa. Să strângi hainele, să speli veselă, să calci rufele, să hrănești copii, să te joci cu copii, să strângi cu aspiratorul, să speli podelele. Mami vă iubește! O, super! Ce poate să fie mai ușor pentru un tată decât să fac lucrurile astea? O, doar nu-i să repar o mașină. Așa, încep cu... Să strâng patul. Bogdaniel, la o parte, tata strânge patul. Bine, tati. Auzi! Anabela! Anabela! Dar nu pot așeza patul ăsta. Biela! Cățel! Cățel, măcar tu dă-te jos! Cum să strângi patul și cu copil și cu cățel și... Hai de seară, ne culcăm aici! Ia să văd eu ce mi-a mai rămas de făcut. Ha, să calci rufele. Nimic mai simplu. Așa, hainele de călcat. Aleu, deci o săptămână de zile le-a grămădit. Da. Dar unde-i masa de călcat? Dar nu, să lucrez cu fierul de călcat e periculos pentru copii, mai ales cățelul ăla, eu o să le strâng. Ei, dar ce să le strâng eu așa? E ca le eu așa și le pun pe coliță. Și o să am timp mai mult. Lista e lungă. Așa, mă duc să le pun. Tati! Ce e, Bogdaniel? Tati, mami ne-a promis că vom desena cu acorele. Ce, Bogdan, să desenăm? Cu acoriele, tati! Cu acoriele? Hai să încercăm, Bogdan! Poftim culoarele, copii! Poftim și pensurile, copii! Tati, dar apă cine aduce? Ce? Apă? Da, e și așa se ude. Tati, cum să desenăm fără apă? Cum o să spălăm pensula? Da, Bogdan, ai dreptate.
Poftim, copii, și apă, și culori, și foi. Ce vă mai trebuie? Să desenăm! Copii, eu mă duc spre gunoi. Voi desenați aici, bine? Da! Repede să schimbăm hainuța, tăticule. Așa. Și tricou. Nu, Daniel, hai să-ți dau o hainiță, că e rece, tăticule. Hai, dragi. Cred că e bine, bă, Daniel. Să mâncăm ceva. Să mâncați? Dar eu n-am nimic mâncare. Acum își rezolv. Dar ce să ne pregătesc? Ce să le dau? Aha, ce să aleg eu de aici? Copii, eu am pregătit mâncarea. Tata, ce e? Fă, place. Tati, ce e asta? Eu nu mănânc așa ceva. Asta? Copii, imaginați-vă că e lapte cu cereale. Ce? Ce? O, Doamne, de s-ar termina ziua de astăzi, nu mai pot!